Acum am lăsat-o pe nașa, să zicea. Sau aude ea. Așa, da, așa mi-a zis Diana. Berna, crede-mă că eu, adică eu le-am arătat la fete, nu că... Înseamnă că o vrut să se afle convorbit. Dacă auziți asta. Nu am treabă aici că, doamne, că o dus la telefonul în emisiune. Nu mă mai bag. Știu, dar de, până la urma urmei, Diana, chiar s-a văzut că ține la Roxana. Și chiar da, o suferi că nu mai sta da, păi, dacă eu când astăzi... am vorbit cu Roxana pe scări și ne-o prins, păi plângea știi cum? Mamă, deci plângea. Eu ce zice, plângi tu așa? Mamă, ce plângea, adică ea nici nu vrea, ea nici vrea să se, nici nu vrea ca să se mute cu, adică, cu Bianca în cameră, știi? Deloc. Știu. Și când a văzut că m-am mutat eu cu Roxana, eu rămas șocată, n-avea ce să facă, de-aia o statea cu Bianca. Nu că a vrut Bianca sau cu Diana. Știu. Așa s-a întâmplat atunci. Cât i-a făcut Roxana, așa tot o vrut să stea cu ea. Să continue să stea cu ea, asta spun și eu. Da, să zic. Cine? Da. Nu e așa, Diana, n-am dreptate. Nu e așa, Diana, că te-a afectat relația. Te-a afectat și tu chiar ești Berna acolo. Cu tine nu vreau să vorbesc. Cum? Cu Berna nu vreau să vorbesc acum. Dar suntem în emisiune, dragă, trebuie să vorbim. Că n-avem ce să facem, suntem numai 5-6 oameni. Nu se poate să nu mai vorbim. Poți să-mi faci tu mie ceva dacă eu nu vreau să vorbesc? Nu pot. Ok, vorbește cu mine. Diana, vorbește cu mine atunci. Nu, Andreea, stai să-ți explic eu toată situația. Ba da, da, e dreptate. Normal, dar recunosc asta. Păi am fost apropiată una de cealaltă, logic. De ce să mint chestia asta? Nu are. Da, ai fi recunosc. Pocrită și n-ai da. Unde m-a deranjat? M-a deranjat că Berna acum nu știu ce a vrut ea să cum, nu știu cum a vrut să o dea. Roxana, da. Nu știu cum a vrut ea de Roxana, nu știu ce a vrut ea să -mi zică mie sau nu, chiar nu știu, nu. Sunt și nervoasă și eu sunt poate nervoasă. Poate când ești nervoasă, nu o zic. Exact. Ceea ce m-a deranjat pentru că eu știu destul de bine ceea ce am vorbit cu Berna. Berna a venit la mine la baie și m-a întrebat exact așa. Mi-a zis, Diana, lasă că eu cred că tu ai arătat mesajul. Și am zis, Berna, Ligi s-a uitat la mine în telefon când am fost la club și de acolo eu după aia am arătat toate conversațiile. Când eu stăteam cu ele două la masă, ascultă-mă, când eu cu ele două stăteam la masă și am vrut, uite, Ligi, să-ți arăt cine este Cătălin. Și am zis mai multe chestii lui Ligi despre Cătălin, dacă o să le zic că nu mă interesează. Chiar nu mă interesează. Nu mi-ai spus nimic despre Cătălin. Absolut tu nimic. Nimic. Ce ai zis aici tu? Ligi, nu ți-am zis despre Cătălin. Tu mi-ai dus la fetele astea. Stai, Berna, să mă înțeleg. Ce mi-ai zis despre Cătălin? Andreea, nu i-am zis nimic Ligi despre Cătălin. Ce mi-a zis Cătălin că vrea de la club, de la ea? Atât. Care foarte multe. Eu am fost un singur lucru care l-ai spus tu. Și care și ceea ce ai văzut în mesaje. Nu era o noutate, dar nu era o noutate. Ba da, ți-o spus. Pentru mine nu era o noutate. El mi-a zis doar de la ureche, Ligi, ascultă-mă. Știam de la ea, nu, știi cum e? Hai să spun ceva. Eu nu vreau să mă bag între tine și Ligi, dar Ligi văd că nu recunoaște și... Nu, oricum, nu. Spuneți voi mie ce să recunosc. Eu spun ceea ce s-a întâmplat. Ți-o spus că eu la bilet, fata aia ți-o spus. Ce vrea de la tine? Ți-o spus că o place pe Roxana? Acum 2-3 săptămâni a spus lucrurile astea. Nu, de la început. Nu e adevărat. Ți-o spus pe parcurs foarte multe lucruri. Nu știu ce nu recunosc. Dar nu-mi spuneți mie ce să recunosc, că vreți voi să recunosc niște lucruri. Eu vreau să recunosc. Dar nu mai insinua niște lucruri. Eu e Andreea, las-o. Mi-a spus foarte multe lucruri despre Cătălin. Eu insinuez. O singură chestie. Ți-a spus lucrurile astea. A spus-o el acum. Ți-a spus lucrurile astea pe care le-a zis clar, fata. Nu ți-a spus. Nu, mi le-a spus după aceea. Nu ți-a spus lucrurile astea. Mă lași serios, dar ce mă tot iei așa? Cum ți-a spus? Tu nu știu ce e cu tine, Ligi. Ești foarte irascibilă. Da, voi zbiera și voi. Eu zbier? Nu, tu te prefaci cum să-ți spui fata asta, rușine. Nu-i mai spui nimic. În fine, eu vreau să-i spun nimic, să nu-i mai spună nimeni. Dar nu vreau să mai spună Diana nimic, pentru că să jignească, nu știe nimic. Și tu, da, ok, așa sunt eu, jignesc. Mie mi se pare, ascultă-mă, Ligi, te-ai băgat în... Ascultă-mă, te-ai băgat să vorbești despre subiectul ăsta. De asta sunt aici. Ferească-mă, Dumnezeu. De asta sunt aici, ca să mă bag. Berna, ce ai? Îmi place ghinion. Mica, tu lasă-mă pace, că altceva tu nu știi numai. Te bat! Mă duc să mă bat! Mă duc! Doamne, iartă-mă, așa femeie, ferească-mă, dar vorbiți, bunul Dumnezeu. Toată lumea frumos și calm. Berna, dar eu am încercat cumva să o liniștesc pe Diana. Tu de ce ai? Păi ea spune aici, mie nu urla. În fine, da. Ea urlă, pare... mă, păi deja mă nervează că mă minte în față. Da, mă, mă nu, minte eu nu te mint, eu spun adevăr. Eu nu mint pentru nimeni, îmi pare rău. Eu nu mint pentru Roxana, nu mint pentru nimeni. Îmi pare rău. Dar nu mint pentru absolut nimeni. Am spus cum a fost. E normal că m-a dus să spun la fata aia că nu aveam după ce să vorbesc cu maica mea și cu Gabi, că n-a vrut Roxana să-mi dea telefonul, pentru că era ora 3 și eu m-am dus și i-am bătut ei la ușe, deschide ușa pentru că n-am după ce să vorbesc la telefon. Dar meritai? E logic. Merita. Da, normal că merită. În care era problema? Aha. Da. Care e problema? Sau ești deranjată că... Păi cum făcea la fel ca Roxana dacă tu ești bine cu un om?
tu ai trecut peste, ai crezut-o, ați fost bine la ziua, tot v-ați petrecut și după jumătate de oră nu-mi dai telefonul. Cum vine asta? Poate afla ceva pe parcurs. Poate aceea? Păi spune-mi în față atunci. Dacă bine, Andreea, oricum, lasă, așa eu am explicat situația. Roxana e corectă, despre ce vorba? Nu-i corectă, nu-i corectă. Poate era altă fată locuiei. Asta e altceva, dacă nu discutăm despre altă fată, discutăm despre Roxana, care e o micinosă și o produitoare și o sifonară. În fine, nu mai eu am avut ceea ce am zis. Ceea ce am avut de zis. Eu despre persoana aia nu am cuvinte de la fel și eu chiar nu vreau să mai vorbesc de ea. Nu vreau să o aduc în emisiune, nu vreau să zic absolut nimic. Momentan nu este în casă și așa că îmi pare rău. Da. Nu, dar dacă tot s-a discutat, eu îmi dau cu părerea despre ea. Nu am cum cuvinte. E normal. Roxana în casa asta a fost cea mai proastă influență la toată fel. Da. Și la Berna la fel. Eu nu o să te-am atacat de statul cu ea. Și în cameră eu sunt mai retrasă, Filip. Păcate că ți-am stat în cameră. Pentru că ai văzut un exemplu. Ok, nu știu cum ești tu în cameră, că n-am stat cu tine să văd cum ești tu cu ea sau cum ai fost. Dar tu crezi. Eu am spus, pentru că eu am fost influențată de ea și eu știu. Nu că vreau să-ți iau fie apărarea. Dar tu, dacă tu... Da, normal, de când am întâlnit un taxi de electric Cătălin și cu Berna. Dar lasă-mă să vorbesc, Berna. Dacă tu ai venit acum în casă prima dată, tu o cunoști pe Roxana? Râde, nu ai încredere în ea? Asta n-am văzut fetiță. Cum logic că nu? Dacă eu stau cu Ramona în cameră, nu am încredere. Băi, exact aia am vrut să zic. Păi ea a avut încredere, Diana, pentru că nu cunosc cu cine e. Pe parcurs și-a dat seama. Păi, s-a scăzut. Fetița asta râde. Cine râde? Eu de Diana zicea de mine, nu de tine. Fetița să mă ataște să râdă, da. Să râd, în față, da. Știu că așa ai zis că vrei să le enervești pe Filip. La fel, ai zis asta că ieri la fel ai vrut să le enervești. Iar din inimă râd acum. Diana. Bine. Nu mai spune. Da, în fine, ce am spus eu despre Roxana. Da. Și despre tine, ai ținut la ea. Da, Gabi, Doamne ajută. Exact, normal. Fi fericit cu chestia asta, nu mă interesează părerea ta. Punct. Dacă v-ați lămurit cine Roxana e bine, dacă nu... Eu m-am lămurit, îmi pare rău, dar asta nici nu vreau să mai... Nu mai te băgat în relația mea, că nu mă bag în relația ta cu Diana, da? Stai tu acolo jos. Ce-i bani? Că își dă Filip seama, nu știu ce te zicea el, că cum îți o cărât. Nu te băga tu în relația mea, că nu mă bag în relația ta. Așa că eu nu-i zic nimic. Te referă la râs, Berna, n-avea treabă cu... O să vadă Filip. Ce o să vadă Filip, mă? Ce o să vadă? Ce o să vadă Filip? Te uiți acum la mine să te spun eu. Și acolo așa. Și după aia vorbim, dacă o să fii tu afară. Dar care e problema, dacă nu... Hai să vedem dacă voi doi o să fiți afară. Eu cu Filip, vreau să... băiatule, eu cu Filip o să fiu afară, dar tu cu Diana o să fii? Never. Normal că o să fii, stai tu liniștit că o să fie. Ascultă-mă, poate nu o să fie Filip cu tine. Stai tu liniștit acolo. Stai tu liniștit că poate nu o să fie Filip cu tine. Minuță, mi-a, minuță. Berna, uite, să vezi că eu sunt băiat. Eu nu zic nimic, poți să zici ce vrei tu. Da. Pentru că respect pe Filip. Da, și tot pentru Filip, nu o să mai zic nimic. Atunci respectăm fiecare. Îți treabă pe Filip dacă i-am zis, dacă i-am zis o vorbă urâtă. Acum ai spus, că las că o să vadă Filip, că o să vadă Filip. Dacă i-am zis o vorbă urâtă, dacă i-am zis o vorbă urâtă lui Filip. Să mai discutăm atunci. Da, zici părerea, știi că nu s-o supără nimeni. Dacă i-am zis o vorbă urâtă lui Filip despre tine, așa să mă ajute pe mine Dumnezeu. Ce? Dacă i-am zis o vorbă urâtă despre tine lui Filip. Nu, Gabi, ai spus acum mai înainte, am auzit că las că o să vadă Filip. Nu, ia-ți că îți dă seama Filip, dacă râde. O să-ți dea seama. Dacă e așa sau nu. Te referi la râs. La râs. La râs se referi, cu râsul. Nu va avea... O să-ți dea seama. Părțire sau ce. Nu de tine, nu... Bine. Le iei aiurea. Dar și cu Berna râsul ăsta, de fapt, vrei tu să maschezi nu știu ce. Nu așa e zis, sau? Da, mă, e un râs nervos sau... Nu, așa s eu. Nu e normal. Râd oamenii în față. Nu înțeleg de ce a fost pe mine, că nu o să fiu cu Diana în afară. Eu când mă cer cu un om, râd în față, uite, așa s eu. De ce sunt răutățile astea asupra mea, că nu o să fiu cu Diana afară, că... Nu ți-a zis nimic. Citează și tu cu asta, că uite, Gabi n-a aruncat niciodată vorbe de asta urâte. Din contră. Dar Berna, asta e chiar e părerea ta, adică sau ai zis-o la nervi? Chiar crezi că nu o să fie cu el afară? Ce? Chiar crezi că nu o să fie Diana cu Gabi afară sau ai zis-o la nervi? Nu vreau să fiu mincinoasă, da, părerea mea. Oricum, dacă e să fie sau nu, nu-i treaba noastră, Berna. Oricum, ne vedem la București. Stai să vedem dacă te văd pe tine. Dar cine crezi că o să fie Berna împreună și afară, din casă? Cine, Gabi? Nu, nu, cine o să fie? Care cuplu din casă de acum o să fie afară? Tu cu Pirui? De unde știi? Așa știu eu. Până acum două săptămâni ziceai că nu. Așa știu eu, na. E sigură? Da. Și ea cu Filip. Și eu? Gabi, nu cu Diana. Și Livian cu Ramona, nu? Da, Livian cu Ramona, nu, nu mai este nou.
Berna, nu mai fi rău tăcioasă. Nu stă bine. Okay. De ce? Părerea ei. Nu de părerea asta. Nu, zic să nu mai fii tu așa tăcioasă. Sunt de aceeași părere că Livia nu să fie clar. Auzi, dar amăra se potrivește cu amândoi. Am zis-o. Eu zic că mai bine Ela. Mai bine că mai Ela pune-o pe Ela acolo între ei. Între ei. Cum e Ela să fie cu oricine dacă se apărnă. Negru se sortează la orice. Cel mai bine, da, adevărat. Negru se sortează la orice. Ce spui că te-a sortez cu Livia? Nu, la orice. Păi cum, adică la orice. Păi, la orice. Deci ai zis mai ales la galben. Mai ales la păr. Dar sta bine. La orice, în afară de Livia. La orice, în afară de Livia. Cum la orice, în afară de Livia? Nu o zis așa. La orice, pe tine nu te-ai exclus. Păi da, dar asta e cazul. Nu e cazul, dar mă referam așa din punct de vedere fizic. Te potrivi cu Livian. Nu cu Livia, măi. Nu de frumos. Cu tot băieții care au intrat, adică nu, glumeam. Lasă că fizic, cred că m-aș potrivi cu oricine. Da. E, uite și așa asta, exact ce știi. Uite ce zâmbește Ramon. Da, o ducea la vrăjeală, așa n-am făcut. Ele de inima. Orice. Ramona, ce mai râzi? Livian, știi că la ce pute l-au zis că te-o simpatiza și tu pe, adică... Da. V-ați plăcut. O fost, deci, da. Plăcut, simpatie, o fost între voi. Ramona, de când... Poate se reaprinde. O fost... Hai, mă. De când a zis tata lui Livian că... Păi a fost, păi de flacăra. Și ieri te-ai îmbrăcat. Și ieri te-ai îmbrăcat în fustă. Da, vreau să zic că de când... Da, n-am înțeles nimic. Stați puțin, băieți. Pentru inima lui Livian. Da, eu așa mai mă port uneori. Am vrut să mă îmbrac ieri, dar... Nu are sentimente, da. Da, nu, dar eu am spus mereu. Mereu am spus-o și repet. De la început, Livian mi-a făcut o părere bună despre el. Gen că e respectos, că știe să vorbească, că știe să se comporte. Da, și la un moment dat ai zis că... Da, te vii într-o relație cu el, dacă nu era jados. Bine, era... Dacă mai la început, bun. Nu recunosc, dacă m-a început. M-a întrebat, cred că Andrei atunci, dacă nu ar fi fost jador, pe cine aș pe asta. Și a zis că nu mai știu ce am zis exact. Probabil. Da. Asta a zis și eu, ai zis el. Nu pot. Probabil, am zis. Nu mai știu. De acolo e? Da. Ai zis că dacă nu era jador... Era cu Livian. Da. Nu eram, cred că voiam să te cunosc. Plăcerea sau dorința de a cunoaște alte persoane era asupra... Că nu mai știu. La început o zi, dacă nu era jador, mă îndreptam spre Livia. Da, dar nu eram. Au încercat să-l cunoască, voia să-l cunoască. Da, da, probabil. Și probabil. Ce înseamnă asta? Că nu l-a plăcut. Încercat, da. Dacă vrei să cunoști un băiat, îi dai voie. Da, mă, dar pe ce așa mare chestie? Păi nu, asta spun că merge, că nu are frica asta de Bianca, să nu cumva să audă sau să se lasă. Nu, cred că... Ai mai zis, Ela, ce frică să ai? Are reținere față de Bianca, o reținere. Dar nu e față. Da, dar e momentul de față de mine. Nu, și de ce nu trebuie să aibă, că ea n-ar avea față de mine. Nu, cred că Ela nu vrea să... Tu că n-ar fi curioasă de nimeni, Bianca, mi-o spus în față. Prietenia mea vis-a-vis de jador umbrește, și cel mai mic gând să mă asociez eu cu Ela ca fiind iubit sau ceva, n-am cum, nici nu-mi trece prin cap. Gigi, așa zi eu, n-am, dacă un prieten a avut treabă cu o fată, eu nu mai pot avea treabă cu fata aia deloc, niciodată. Dar pe nu vezi ce agitate-s femeile, zici că toată lumea au toată lumea au că, nu știu, pe parcursul mă întâmplă. Da, mai ales la început era normal. Înțeleg, de ce? Din ce am cunoscut, era normal. Am probleme, nu te-ai zis că am probleme. Păi, dar nu aveam pe cine dintre ceilalți. Asta zic și eu. El era cel mai educat, cel mai calculat, cel mai... Da. Plăcea cum punea problema, îmi plăcea cum suporta vis-a-vis de o femeie. Da, îmi plăcea. Dar în ulterior, tot timpul... Dar tu te auzi, nu mă lasă, prinde. Nu am chef de cer. Era și cumva certat, că nu am, ba te ceri, tu te ceri. Dar nu mă ceri, dar ți-i ciudă, nu. Băieți, vi se pare normal. Eu ciudă, mă simt foarte bine, nu înțeleg ce aveți astăzi toate cu mine, dar în fine. Lasă-mă un pic, să vedem care are dreptate între noi două. Da, trebuie să ne trezim la... Păi la nu te interesează, vorbesc eu. Voi că sunt subiecte. Liniște. La 11... Nu sunt subiecte, da. La 11 fără un sfert, da. Noi trebuia să fim jos, la chiar mașină. Că nu sunt subiecte. Da, lasă-mă să vorbesc. Dar zi. Ce, ți-am pus mâna la gură, da, Doamne? Ba da, sunt subiecte, e un subiect de vorbit. Oh, 11, chiar că e de vorbit. La 11 fără un sfert, trebuia să fim jos, da. Toate fetele, corect? Da. Bun. Eu m-am trezit la 11 fără 20, am făcut duș, m-am dus în cabina de duș, am lăsat dușul aprins și mi-a vrut să-mi prind părul. Ai, nu vreau să aud dușul! Ok, m-am dus. Dar nu zice pe tonul ăla, că nu ți s-a spus pe tonul ăla. Mă duc în cameră, după ce mi-am terminat dușul, m-a spălat pe mine. Dați cu părerea, că n-are rost, că doar ea are o părere. Lasă că-mi dau eu, zi. Nu are rost, dar n-am spus așa, nu spui mie cum am zis. Cum ai spus? Am zis că te rog, închide ușa, că mă deranjează sunetul. Okay, nu vreau să aud apa, n-am zis închide, nu, eu n-am aici făcut. Ligia are dreptate, eu n-am făcut de astea, da, chiar n-am strigat la ea, sincer. Mă duc în cameră, aprind becul,
Că de ce a prins becul și era beznă în cameră? Cam ce voiai să fac, Ligi? Să tragi draperia sau... Să trag draperia? E mai rău să trag draperia. Nu, s-o tragi în așa fel încât să nu, nu o deranjezi. Dar dacă în 5 minute nu trebuia să fim jos. Trebuia să plece. Stai, mă, un pic, n-am trebuit. Poate Ligi alegea să meargă mai încolo. Nu alegea, că s-o trezit exact în minutul celălalt. Trebuia să... Că nu merge cu taxi. Ea nu merge, nu-i genul să meargă cu taxi, că vin iată cu noi mereu. O cunosc. De ce faci chestiile astea? Că nu înțeleg. E, da, că atunci deci cum trebuia să mă îmbrac, băieți, fete? Cum, ce trebuia să fac? Da, iubi, trebuie să aprind lanterna? Dar ce la pușcărie? E șefă de cameră și eu trebuie să... Dar dacă te simți frică, așa de prost cu mine în camion, nu înțeleg de ce n-ai ales să stai cu mine. De ce mai stai cu mine în camion? Dacă am așa multe probleme. Nu, acum le ai. Acum le ai. De ce mai stai? Dacă am atâtea probleme. Să mă duc cu lanterna, cu telefonul să mă îmbrac. Irui, cred că ăsta e un subiect care nu trebuie să-l aduci aici. De ce adică... să nu-l aduc? Ba, știi de ce? Că se vede cât de mult îi place. O pui într-o lumină aiurea pe Ligi. Nu, Ligi. Trebuia să-i zici în spate. I-a spus și în spate. Dar trebuie să-l tirași. Nu, știi de ce? Nu te băga tu care ți-i ciud acum pe Lian. Auzi că mi-i ciudă pe ea. Păi da, normal să zic alți oameni, nu tu. Păi nu tu. Păi nu tu care ții cu Bianca și cu tine. Lasă să zic alții. Bianca n-are niciun plan. Până neutru. Să spune mie dacă e normal să ne-a prins de cu în cameră. Banal. Da, no, hai că nu mă bag, dar părerea mea e că trebuie să rămână în spate între voi două, nu, că sunteți prieteni. Nu, dacă e așa simte, nu mă de deranjează. Și eu nu mă mai bag, hai de să nu mă mai bag. De ce să rămână spate? Nu mă mai bag, eu dacă aș vrea să-i zic ceva cu Marius, i-aș zice în spate și nu aici, ceva de genul. Dar eu nu vreau că face de câteva săptămâni, așa, două săptămâni. Poftim? Poftim, nu bate ușa, nu fă aia. De câteva săptămâni? Bineînțeles, două săptămâni asta fac. Andreea, mă sperii, dacă tu ai ajuns să minți așa, e foarte trist. E trist pentru mine, că nu mă lasă să fac nimic în cameră. Așa-i cum spui tu, eu nu mă contrazic. Așa e. Aici ai martora Ela, despre ce vorbim? Adică, cine dacă te duci la baie și nu închizi ușa normal și o închizi așa, dacă te rog să nu trântești ușa, păi am probleme, că să mă jignești. Ba da, mi-ai spus că am probleme foarte grave. Nu foarte grave, nu. Ai probleme. A, las că tu spui adevărul. Ai probleme, păi normal că stai. Dar jignește, mulțumesc că mi-ai arătat de mulți la mine ca și prieten. Nu ce, că ai probleme, ai probleme cu nervii. Eu? Dacă aveam probleme, tu știi ce înseamnă un om să aibă probleme cu nervii? Urlă direct și se agită din orice. Nu m-am agitat. Există așa ceva. Ba, hai să ne auzim amândouă. La noi exact cum să roagă de vizita prin becul. Nu există. Ela s-a mutat, că nu o lăsa să facă duș, nu o lăsa să intre în cameră. Pe ce-s cu astea? Poftim? Nu poftim, că aici e ea. Ela, când nu te-am lăsat să faci nu, nu, că mă lăsai, nu, nu, nu. Ea este... Tu e la de ce? E sensibil. Da, o să nu mai faci pentru că se exagerează. Păi și acum cum zici? Păi da, nu, dar nici nu am început să vorbesc. Păi da, spune adevărul. Ea este, Ligi este mai sensibilă și la zgomot și la lumină. Mă trezesc din orice, așa s-a făcută, nu e vina mea, nu. Pare rău că nu pot să treacă trenul. Dar nu judecați că așa... Așa o judec, bă! Că mă trezesc! Iru! Să vin la aici! Chiar înțeleg! Nu mă disperdești! Andreea! Nu ai de capul meu! Nu, ce-i vai de capul meu? Păi da, mă speri, tu vezi cum reacționezi pentru ce? Da, văd! Perioada aia precompensată. Dăm și două palme! Da, dăm două palme! Hai să vedem! Mă disperdești atâta victimă! Eu nu am zis, n-am făcut! Dacă două zicem că am zis! Soricelule! Dar nici n-am stu apucat fata asta. Păi dar ce-am și în gură atunci? Da, când vreau eu, nu ești tu mama să-mi spui cum să tari. Dar mă disperi și tu, Livia, nu te mai băga pe mine. Bine că te disperi, ok. Vezi că ceri părerea băieților. Nu, asta ți-a zis că asta nu o vrea. Gata, excluți Maru și Livian. Gata, Soricele, calmează-te. Dar mă disper dacă e adevărat ce spun. Fata asta spune că e la fel. Fetelor, trebuie să vă calmați și trebuie să vă înțelegeți una pe alta. Cine o judecă? Next, dai camera afacerească. Eu nu vreau. Fetelor, calmați-vă. Nu mai cere părerea. Nu mai cere părerea. Vorbești tu. Dacă Ligi un pic mai sensibilă pe anumite chestii, nu înseamnă că trebuie să o puneți la colț. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.